Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Argeș, aniversează 50 de ani de la înființare. Evenimentul a fost sărbătorit la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu, în prezența oficialităților județene și locale. Pentru nevăzătorii de argeșeni aș vrea să le urez, pentru că se apropie sărbătorile pascale, să le petreacă cu bine, cu sănătate și cu fericire și să aibă încredere în asociație, pentru că, deși sună a slogan politic, numai împreună putem reuși și lucrul acesta s-a demonstrat de-a lungul celor 50 de ani de existență a filialei Argeș. Și pentru comunitatea locală sperăm că și de acum încolo comunitățile locale din care provin nevăzătorii să fie alături de ei și implicit alături de noi în rezolvarea problemelor nevăzătorilor, pentru că nu suntem în competiție, ci trebuie să interacționăm cu comunitățile locale pentru a le fi cât mai bine nevăzătorilor. Mă aflu aici la București pentru această frumoasă aniversare, bicentenarul, scuzați vă rog, semicentenarul filialei Argeș din cadrul organizației noastre. Acum, atunci când o entitate, o persoană juridică ajunge la un semicentenar, gândurile se îndreaptă către soliditatea ei și modul în care până în acest moment a reușit să își ateste utilitatea, valabilitatea și necesitatea publică, iar în alt plan, capacitatea de a se dezvolta. Este o zonă care s-a dezvoltat foarte mult și care a asigurat o coerență deosebită a comunității nevăzătorilor și a demonstrat prin numeroasele sale interacțiuni cu comunitatea că este o entitate necesară, chiar inevitabilă, aș putea să spun, sub numeroase aspecte. În primul rând cele de ordin sociomoral, apoi cele de ordin cultural, cele care țin de modul de a exercita libertatea acestor oameni, care să știe că este limitată din motive exterioare lor, dar care poate să fie recuperată și depășită. Sunteți niște oameni special pentru mine și am venit ca omul, dar bineînțeles, nu ca prefectul județului Argeș. Întotdeauna am simțit că este nevoie de apropiere între oameni, mai ales cei care au un handicap, și al dumneavoastră este, din păcate, unul dintre cele mai severe. Repet, dacă aș ști că prezența mea va alina din suferință și va face să vedeți o luminiță, m-aș bucura mai mult decât absolut orice. Nu că sunt într-o calitate oficială la o aniversare sau la o filială noastră. Pentru mine, faptul că sunt cu dumneavoastră și că sper să vă ofer puțină lumină, ar fi absolut o realizare imensă care ar însemna, de fapt, totul. Repet, am venit pentru că vă admir, vă iubesc și vă respect. Asta este singurul motiv, nu că vremelnic sunt într-o funcție. Încă o dată, vă felicit și vă doresc tot bine și sănătate. Am venit din respect, am venit din dorința de a vă spune că suntem alături de dumneavoastră, suntem aproape de dumneavoastră și noi vă mulțumim pentru liniștea pe care vă generați și pentru liniștea care ne-o generați și nouă prin activitatea dumneavoastră. Este o activitate care ar trebui să fie urmată ca exemplu și de alte asociații, și de alte entități, și de alte organizații neguvernamentale care au alt statut din punct de vedere, să spunem, al componenței lor. Sunteți o asociație care meritați nu numai respectul și aprecierea noastră, dar meritați poate din fiecare din noi acel suflet pe care îl ai pentru apropiile tău în mod special. Dumneavoastră, prin ceea ce faceți, prin ceea ce reprezentați, prin ceea ce ne oferiți, de fapt ne oferiți un exemplu a unui comportament demn, a unui comportament decent, în condiții speciale. Pentru asta, fiindcă, fac o paranteză, pe fiecare așa ne-a lăsat Dumnezeu. Cineva care se naște cu un chip, să spunem, nu tocmai plăcut, dar prin ceea ce face el este iubit de seminii săi, acesta este meritul lui. Nu este un defect al lui că s-a născut cu un chip nu tocmai plăcut. Este un merit al lui că s-a făcut plăcut. Sunt alții semenii noștri care se nasc cu chip plăcut, cu un corp frumos. Dar prin ceea ce fac, în niciun caz nu te atrag. Acesta nu este meritul lor.
faptul că acel chip este plăcut. Când îți pui în valoare calitățile și când încerci printr-o instruire specială să diminuezi din efectele nedeficiențe cu care Dumnezeu te-a lăsat, acela e meritul și acela este marele merit pe care noi trebuie să-l apreciem. Urmarea acestei filozofii ale mele este o filozofie personală, să spun, și aprecierea a municipalității. Deci urmarea întregii activități a dumneavoastră, noi vă acordăm o diplomă de excelență Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Argeș, pentru întreaga activitate desfășurată în cei 50 de ani de la înființare. Eu încă o dată vă mulțumesc pentru întreaga activitate pe care ați desfășurat-o, doamnă președinte, doamna directoare și tot staful dumneavoastră. Vă asigură de întreaga noastră disponibilitate legală, omenească, pe care o avem și știți că o avem, și ori de câte ori credeți că vă putem da o mână de ajutor, nu încetați să ne o solicitați. Noi o să vă acordăm din tot, în primul rând, cu sufletul și după aceea cu toate celelalte. Eu vă mulțumesc și vă doresc la mulți ani! Particip cu mare plăcere la această aniversare care reprezintă o sărbătoare pentru comunitatea nevăzătorilor din județul Argeș, o comunitate importantă atât prin număr cât și prin realizările lor. Eu cunosc bine activitatea lor, avem o colaborare atât instituțională cât și, hai să zic, personală. Cu această ocazie le urez la mulți ani, multă sănătate. Și ceea ce pot spune tuturor este că această asociație a nevăzătorilor are vizibilitate în județul Argeș. Contați cu sprijinul meu ori de câte ori aveți nevoie. Vă doresc multă sănătate, sărbători fericite și să ne întâlnim cu bine! Eu mă simt chiar foarte aproape de dumneavoastră, pentru că nu numai că am colaborat în calitate de director al Consiliului Județean, dar soția mea a avut retinopatie diabetică și a făcut parte din organizația dumneavoastră. Vreau să apreciez faptul că aveți o conducere deosebită la nivel de județ, că de foarte multe ori pe domnul președinte Stoica l-am văzut în audiență la președintele Consiliului Județean Argeș, la domnul Constantin Niculescu, ca să rezolve diferite probleme cu care vă confruntați, dar având în vedere că colaborăm foarte bine cu prefectura, l-am văzut de foarte multe ori și la domnul prefect Davidescu, care și dânsul am observat că are la fel o sensibilitate pentru această organizație. În continuare vă rog să primiți urările noastre de bine, cu ocazia Paștelui, mulți ani și fericiți, să dea Dumnezeu să fie mai bine. Festivitatea a cuprins și un program artistic oferit de ansamblul Crizantema din cadrul Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Argeș.